ajută, să știi. Dar mărturisesc că eram printre privilegiați, că eu l-am mai văzut odată. Și atât de mult am notat, uite atâta în caietul ăla, atât de multe lucruri și pentru că, într-adevăr, e o comedie care chiar mi-a făcut mare plăcere să joc. Și am și râs de fiecare dată când am văzut ceea ce cred că iarăși e foarte important și mai ales e și o comedie, e și înduioșător, e și povestea actorilor care îmi sunt foarte dragi întotdeauna și e și modul lui de a face cu ochiul la foarte mulți care nu mai sunt printre noi, în afară de cel pe care l-am pomenit mai devreme și cred că asta, de fapt, îl face și mai dulce. Deci, cam asta e. Mi-a plăcut foarte tare și de-abia aștept să mai vezi la București. Mersi, Teodora, care a semnat coreografia Teatrului Antic. Unde ești, Teo? Ești aici? Unde ești? Uite, Teo, da, scuze, uitați-mă cineva. Chiar v-am rugat să spuneți că, da, emoțiile destul de mari. Te rog, Gabi, spune ceva, este o poveste personală. Da. Nu sunt foarte multe lucruri de spus. Într-adevăr, acum câțiva ani am vrut să fac o piesă. Chiar există acest festival al Teatrului de Pușcărie și Descătușare prin Cultură. Și am vrut să merg să fac o piesă cu actori de ținut, dar n-am rezistat. Restul a fost ce-ar fi dacă, s-ar întâmpla asta, pentru că nu e un mediu în care aș fi putut, n-aș fi putut intra, nu s-o obișnuit cu această lume. Dar începând să gândesc ce s-ar putea întâmpla, lucrurile s-au desfășurat de la sine. Și bine, am multe modele din teatru, modele de regizori, modele de actori, lucrurile sunt cumva îmbinate. Oricum, meritul este al actorilor, al regizorului, care a știut să combine toate aceste lucruri și să le pună în operă, să-i aplaudăm. Cam atât am vrut să zic. Mersi, o să mă dau microfonul actorilor, să vorbească. Actorii vorbesc în film, pe scenă? Sau? Dansat de mult cu microfonul, cum era dansând cu lupii. Am dansat ce am dansat la filmarea asta, am dansat la propriu, acolo, unde ați văzut că toată lumea sărbătorea anul nou și cred că aia a fost chiar ultima zi de filmare. Ce poți vedea spectatorii? Bucătăria unei epoci de creație, a unui spectacol și a unui film. Da, acest film dezvăluie foarte multe din aceste taine. Sunteți martori la ceea ce înseamnă conceperea unui spectacol, a unui film. Vedeți la propriu culisele, vedeți la propriu bucătăria noastră, vedeți multă invenție care este acestei epoci, cum se spune, pe sărăchie. Și din această provocare de la minus spre minus, am ajuns să visăm cu plafonul deschis. Pentru că ideea Corinei ne-a purtat până sus, undeva, acum o să spun, pe planeta Micului Prinț. Și de acolo vă uitați la noi, cei care suntem aici, mici și cumva neputincioși în fața a ceea ce ni se dă. Noi avem arta pe mână, așa că stați fără grijă, da? Cultura-i la alții, la noi arta. Eu sunt, de fapt, membru pe... Mulțumim, Magda! Mulțumim, Magda, să nu uiți că ai... Mulțumim, Magda, să nu uiți că ai tren acum într-o jumătate de oră, să mergi la București. Două minute. Bun, așa. Ce să-i spun? Îi mulțumesc lui Cătălin pentru că nu m-am văzut niciodată atât de gras într-un film.
Și că între timp am, de la film, am slăbit 19 kg în prezent. Și trebuie să menționez faptul că mi-ai spus să fiu gras. Și a fost o experiență minunată, una peste alta, glumă, dar un proiect de suflet. Un proiect în care am câștigat un prieten, după cum a spus și Cătălin mai devreme, pentru că am ținut un moment de recolegere pentru un om care nu mai este printre noi și știu că de acolo de sus undeva se bucură. Și ceea ce vreau să menționez și să vedeți că nimic nu este întâmplător, omul care nu mai este printre noi, dar curmea ironiei faptul este că soția lui astăzi împlinește 37 de ani. La mulți ani! La mulți ani! Da, și pot să vin cu noi! Este o parte din nostru. Ca să vedeți cum funcționează Universul. Asta voiam să zic. Trecem mai departe, Georgiana. Bună seara, mulțumim frumos că ați venit să ne vedeți, să ne susțineți. Noi am avut foarte mari emoții, ce-i drept. E cineva de aici care n-a avut emoții? Și, într-adevăr, am fost o echipă extrem de unită și m-a bucurat foarte tare întâlnirea pe lângă toți ceilalți cu Vlad, pentru că noi am fost colegi de facultate și buni prieteni din facultate și a fost așa foarte funny să lucrăm împreună și să fiu rea.